Dacă până acum fermierii români erau obișnuiți să meargă în mai multe locații pentru a vedea loturi demonstrative, anul acesta, pentru prima dată în România, Agriplanta îi aduce pe toți la Fundulea în perioada 3-5 iunie pentru a vedea demonstrații cu mașini agricole ale unor firme renumite din țară și din străinătate, precum și genetică prezentată de peste 10 companii de semințe și pesticide. Agriplanta, o noutate pentru România, de fapt, nu? Un lucru bun, încă o dovadă că am intrat în Europa. Luăm și obiceiurile bune din Europa și nu este o idee rea. După părerea mea, este locul unde companiile care au ce arăta, care au genetică performantă, participă și vor participa probabil la fiecare ediție a acestei expoziții pe viu, să zic așa. Este locul unde fermierii văd genetica cu ochii lor, exprimarea în câmp a valorii genetice și au posibilitatea să aleagă pentru sezoanele următoare sau chiar își pot verifica alegerea sezonului anterior. Este un lucru extraordinar, zic eu, și sper să putem participa în fiecare an, să existe această idee care a prins viață în acest an, să o putem vedea în fiecare an și chiar recomand fermierilor cu căldură să vină, să vadă cu ochii lor, să se convingă că genetica prezentă în câmp, nu numai la firma Southern Union, ci la toate cele participante, este o genetică adevărată, o genetică a performanței și a seriozității cu care este abordată această problemă a semințelor. Până în prima decadă a lunii aprilie am terminat de semănat, am aranjat loturile demonstrative și veți avea posibilitatea la Agriplanta să vedeți loturi de porumb, floarea soarelui, orz, grâu, orzoaică, orzoaică de primăvară, măzăriche, de asemenea culturi speciale, lucernă, iarbă de Sudan, trifoi. Fiind înființată în această primăvară, sigur venim cu portofoliul de primăvară, cu hibrizii de porumb și de floarea soarelui, pe care i-am comercializat în această primăvară. Sigur, avem și ceva hibrizi noi, în limita suprafețelor pe care le-am contractat, le-am primit. Probabil că la anul suprafețelor vor fi mai mari, pentru că intenționăm să venim și cu soiuri de toamnă, de cereale, nu? Grâu, orz, orzoaică, grâu hibrid chiar, pentru că suntem una dintre companiile care produce în fiecare an și sămânță hibridă de grâu, urapița nu va lipsi și sigur, pe urmă, vom continua în primăvară cu cele de primăvară. De asemenea, Agriplanta vine și cu o noutate. Am pregătit pentru cei care ne vor vizita câteva loturi de burieni, 12 sortimente de burieni prezente în partea de sud a țării și o să vă invităm în perioada 3-5 iunie la Fundulea să le recunoașteți și poate, de ce nu, să câștigați niște premii.